Bună dimineața tuturor, bun venit la această scurtă întâlnire a noastră, a celor de la USR Neamț, în fața sediului unde am depus dosarele pentru candidaturile noastre pentru Senat și Camera Deputaților. Suntem o echipă sudată, puternică, valoroasă. Avem colegi și colege care pot să ajungă în Parlamentul României dând o guvernare de centru-dreapta orientată spre mediul de afaceri, spre reforme, spre unitate și spre drepturi și libertăți cetățenești. Noi suntem mulți, curajoși, dar totuși la început. Democrația în România, așa cum o știm noi, este scurtă. Are doar 34 de ani. Noi am existat doar în ultimii 8 ani din acești 34 de ani. Ceilalți competitori politici există fie de 80 de ani, fie de mult mai mulți ani. Cu toate acestea, am fost mereu o voce puternică a cetățenilor în forul decizional al întregii țări. Vom continua să facem aceste lucruri. Sper să avem și o schimbare radicală orientată spre binele românilor la Cotroceni, având-o ca președinte pe doamna Elena Lasconi. Noi, nemțenii din USR Neamț, ne angajăm să ajungem în Parlamentul României și să creăm majorități de dreapta orientate spre reforme, investiții, mediul de afaceri, educație, sănătate, drepturi și libertăți cetățenești. Să fie într-un ceas bun ce am făcut noi astăzi, un act corect, demn, extraordinar de asumare, într-o zi sfântă pentru foarte mulți români și mai ales moldoveni. Le mulțumesc tuturor colegilor din tot județul pentru semnăturile strânse, pentru eforturile depuse, pentru precampania care este în derulare acum și de asemenea suntem foarte bucuroși că în ultimele 24 de ore, ba chiar 30 de ore, am fost vizitați de către președinta USR, doamna Elena Lasconi, care a ajuns și la Târgu Neamț, și la Piatra, și la Roman, a întâlnit oameni de peste tot din județ, ba mai mult chiar și din județele vecine, din Bacău, din Vaslui, din Botoșani. Suntem o forță și vom avea un cuvânt de spus atât la alegerile prezidențiale, Elena Lasconi fiind favorit, dar și la alegerile parlamentare, asumându-ne o guvernare de dreapta.